Salutare băieții, după cum v-am vișnit și până acum, un nou Tycoon pe canal. De această dată vom face ferming Tycoon, nu știu despre ce este vorba, dar clar despre ceva fermă. Hai să aici start să vedem cum începe treaba. Și collect wood to upgrade your farm to level 1. Deci collect wood. Cred că ca să colectăm lemn trebuie să spargem copaci, cel probabil, da. Build the mine. 040. Farm level 1, the hammer and the dynamite are in the village. Deci trebuie să mergem în village acum. Farm level 1. Hai să dăm upgrade. Farm level 1. Și ce se încarcă aici? Level 1. Bridges for the village. Mine level 2. Cornfield. Vegetable garden. Chicken coop. Level 3. Fishing. Ponton. Pet sitting. Hunting ground. New island for farming. Buy new island. Deci cred că asta facem la următoarele nivele, cred. Sau? Dar cred că doar 3 nivele sunt aici. Deci acum din ce știu, uite, trebuie să construim un fel de, să construim acum un fel de pod ca să mergem pe insula cealaltă și nu știu cât trebuie, unde scrie. Dar unde scrie? 200 acolo. Nu înțelegeam, frate, unde scrie. Și cred eu că majoritatea videoclipurilor o să fie tycoon-uri pentru că, bă, vă plac tycoon-urile. Am văzut că chiar sunt destul de interesante pentru voi. Nu toate, dar unele chiar sunt destul de interesante și, bă, dacă vă plac și vouă, și mie mai ușor să le filmez decât să filmez, nu știu, azi Minecraft, mâine, nu știu, Gang Beast, mâine Fortnite, poi mâine Call of Duty și așa mai departe, știi? Mie mai ușor să filmez un singur joc, pot să am mai mult timp pe jocul respectiv, fac două clipuri, le postez în două episoade diferite, gen în două zile diferite mai exact și facem o treabă super, super bună. Și, mă rog, clar o să mai, cum se numește, măcar o să mai... strecor așa câte un mic clip de Minecraft, poate câte un Gang Beasts ceva, știi, nu o să pun numai Fortnite, că știu ce înseamnă să nu vă placă neapărat Fortnite-ul, în mare parte, nu știu. E cam trecut vremea, dar acum cu sezonul ăsta nou, ci că vine harta nouă și o să fie o mare nebunie, eu sunt foarte hype, deci dacă vine harta aia veche înapoi, eu sunt cel mai fericit om din lume. You can recruit Charles and John. Ok, oricum cred că harta asta chiar pe privat trebuia să joci. Sau, nu cred că neapărat. Sau, ba da, că văd că acolo e rachetă. Și aici la mine arată la fel ca acolo? Nu prea. Deci cred că arta asta era de solo, eu mai înainte intrasem pe public. Și nu înțelegeam, frate, deja, nu știu, erau aia foarte avansați acolo, am ieșit, că n-avea niciun sens să mai joc. Și aici ce scrie, buy the cornfield, build, nu buy. Aici ce mai este? Uite, acolo cred că e ceva hunting. Aici, ăsta e timpul, cred că, în care se construiește tot, știi? Cargo port. Deci aici o să faci un port, ceva. Hai să mai adunăm niște castane din astea, dar nu știu unde se stochează. Adică nu mi se stochează și cred că le iau degeaba. Pentru că vreau să sparg și niște piatră. Pentru că, na, ca să facem un rotor upgrade, trebuie să spargem și piatră, mi se pare. Uite, mai culegem niște ciupercuțe din astea nebune. Aici ce zice? Build a bridge. Cred că bridge-ul spre insula aia, de acolo, și după aia mergem acolo. Aici ce e? Unor bridge? Aici? Tot un bridge? Nu, build a... da, bridge spre insula respectivă. Ok, vedem că în scoarță de aia de copac sau cum se numește, nu cred că putem să... adică nu facem lemn, deci nu o să dăm degeaba. Hai să mergem alea când apoi pe insulă, nu place că avem viteză și ne întoarcem imediat. Dar nu înțeleg de unde luăm piatră, mă frate, ia să vedem aici ce e înăuntru, pentru că mi-a zis că pot să recrutez pe nu știu cine, pe... Charles și pe încă cineva a zis. Ăștia doi parcă, nu? Deci ne trebuie 300 de bănuți. Ne trebuie 6 de bănuți ca să luăm pe toți 3. Dar de unde luăm bani? Asta e întrebarea mea. Build a vegetable garden. Și aici ce trebuie? Uite, nu scrie. Level 2. Și level 2. Uite, vezi, ne trebuie 100 de piatră și 150 de lemn. Dar de unde luăm piatră, mă? Fucking hell. Uite piatră, mă. Băi, ești nebun, eu căutam piatra și era exact lângă copacul ăsta. Ok, băieți, am făcut și aici niște lemn și piatra, acum vom cumpăra farm de level 2, adică îl vom upgrada o leacă ferma aceasta în 30 secunde se face. Până atunci, hai să ne gândim o leacă ce mai cumpărăm după, dar păcat că nu mi-arată cât costă, știi? Nu mi-arată cât lemn și piatra trebuie să dau. Uite, recruit porchi, ce zice porchi, and his friends to harvest the acorns. Acorn, nu știu de ce tot zic acorns, deci e acorns, castane mai degrabă, când văd cuvântul ăla zic castane. Putem să cumpărăm grădina asta de legume, pardon,
aici ce este? Build a pet sitting, asta nu cred că o să fie deloc profitabilă și pe mine mă interesează profitul, după mă interesează să facem treabă, după mă interesează să facem ceva mai friendly, așa, aici ne trebuie un ciocan și dinamită, aici cred că trebuie să facem altceva acolo. Build a hunting ground, hai să vedem asta, uite aici trebuie level 3, bun, aici cred că tot level 3 trebuie, tot level 3, așa că hai să mergem noi acum să cumpărăm frumos. Opa, uite, mi-a apărut cal, ăsta era aici? Nu era aici ăsta, niciodată. Deci s-a mai upgradat o leacă și mi-a băgat o baracă din asta, unde putem să avem și cai. Uite, feed the animals, buy a horse first. Ok, asta o să facem după. Acum, ce mă interesea? Mamă, și fier acum? Și ne mai trebuie ceva acolo, ce naiba e asta? Pare o pungă cu unt sau ceva. Așa mi se pare mie. Deci, din păcate nu putem, dar nu înțeleg de unde dracu luăm fier acum. Ai mă frate, ok, am înțeles, piatre aici, lemne aici, dar fier. Știți ce cred că trebuie să facem? Ia fi atent o leacă. A, uite, nu, Lauren. Buy the pigs to recruit Lauren. Păi și porcii cum îi cumpăr? Poți să-i cumpăr acum? Nu cred că poți să-i cumpăr, nu? Need more gold, dar de unde luăm gold? Că eu am zero. Bă, băieți, eu nu înțeleg nimic. Nu înțeleg nimic, hai să mergem aici. Cred că acum trebuie să mergem pe altă insulă sau ceva ca să putem să upgradăm, să mergem în continuare, să ne facem treaba, că nu mai avem fier. Gen fier chiar n-am de unde să iau deloc. Uite, de informațiile astea vă ziceam eu, dar văd că e blurat. Uite, s-a mai făcut o leacă, parcă când a dat cu pickaxe-ul, dar... Informations, you can build, farm, mine, ponton. Deci aici mi-arată gen până la ce level pot să le upgradez aceste trei chestii. Trick, when you unlock a building, you can recruit one or two people to collect resources and load the and lead sau load, nu știu ce zice acolo. And food, feed animals for you, cred că feed e. You earn gold by selling your resources with the cargo port. Deci trebuie să ne cumpărăm portul acela. De aici ne putem cumpăra cu bani niște dinamită ca să putem să facem acea mină. Luăm niște oase. Hai să vedem, hai să luăm oasele astea. Uite, am și un os în spate, dacă vedeți voi acolo, backbling-ul. Și cu acest os, oare ce facem? Cred că tot așa îl vindem sau ceva. Și cumpărăm alte chestii. Hai să vedem acum. Uite, le colectăm tot ce am luat și mergem aici să vedem dacă putem să vindem ceva. Și mai important, dacă găsim fier. Ia asta, pot să sparg aici? Nu pot. Ok. Bă, dar vezi că e o grămadă de făcut pe harta asta. Uite, brick. Deci aici ce înseamnă asta? Interact. Ok. Ne vindem asta pentru resurse, deci nu este singurul. Ok, hai să dăm aici direct 100. Mamă, dar vezi că deja avem ceva bani. Și ce putem face acum cu banii, nici nu știu. Deci putem să cumpărăm dinamită în primul rând, parcă dinamită e aici. Ne trebuia parcă 5. Exact 5 mi-a dat. Și un ciocan. Ciocanul de unde luăm, băieți? Băieți, uite, ciupercuțe aici le vindem. Castanele cred că și ele tot pe aici pe undeva. Sau castanele cred că nicăieri pentru că nu mi-apare în inventar. Și cred că ce nu-ți apare nu poți să vinzi. Deci aici vinzi numai și numai resurse. Și de aici ce? Ia. Uite castane, mă. Ok, dăm 10 castane, atât am colectat eu până acum, pe bune. E super tare tycoon-ul ăsta. Doar că e privat, asta mă enervează. Mie îmi plăcea mai mult cu playeri așa prin jurul meu, chiar dacă mă omorau sau chestii. E mai interesant să te joci cu cineva. Știi? Și oasele astea ce fac? Uite oasele, mă. Nu prea dau el cine știe ce. Câte un coin pe os. Așa că acum hai să ne... Ia, aici ce scrie. Save enough money to go to the moon. Mamă, 500.000, cât scrie acolo? Da, e 500.000. Buy the rocket. Ok, cum ar fi what? Să mă urduc, am cumpărat racheta. Bă, cât de prost sunt, frate. Dar și jocul ăsta e atât de handicapat, adică am făcut la mișto, gen, am băgat bani aici, pentru că am văzut că eu am doar 500 sau cât aveam aici, trebuie 500.000. Bă, și mi-a luat banii, mă. Adică mi stochează în căcatul ăla, mă, frate, și acum iar trebuie să o luăm de la capăt. Fuck it, man.
Hai să vinde niște piat, niște lemn dacă putem. Lemn, uite aici lemn. Hai să vindem lemnul. A, de fapt la fiecare, frate, vinzi 100 și îți dă, adică pe fiecare bloc îți dă, pe fiecare bucată îți dă un coin. Orice vinde. Hai să mai vindem aici 200 de piatră. Deci chiar nu mă așteptam, frate, să meargă. Și ce înseamnă, mă? Invest your money. Unde pot să investesc? Deci invest your money. 100... 5 gold by 5 seconds. Ia, yeah, place 100 gold. Și unde am investit? 500. A, și cresc într-una așa. Aha, am înțeles, băieți. Deci, uite, dacă investim 100 de mii pe 100 de mii, luăm 200 de gold pe o secundă. A, e top. Am crezut că e ceva risc din ăla, știi? Că nu e posibil să nu se întâmple treaba asta. Ce putem noi să facem acum? Mi se pare că doar cu bani mai avem chestii de făcut. Așa că toate resursele o să le vindem. Le vindem și lemnul. Bum. Acum o să investim și banii ăștia. Îi băgăm aici la 1000. Deci, bă, e foarte interesant. Deci tycoon-ul ăsta te pune la treabă super, super mult și chiar îmi place acest lucru. Adică, nu-mi plac tycoon-urile alea care, bă, ești static acolo și faci puțin bani. Bă, îmi place aici, frate, să fiu, să interacționăm mai mult. Și dacă ar fi fost și public, ar fi fost altceva. Hai să cumpărăm aici porci. 100 de bănuți pentru un porc. Și porcul ăsta strânge castane din astea. Acum puteți să punem, cred că și un cal. Hai să cumpărăm și calul ăsta, de ce nu? Și aici cred că mai putem să cumpărăm încă unul. Ok, mă gândeam că nu putem, dar putem. You can recruit Jack. Deci cu cât recrutăm sau cu cât cumpărăm mai multe chestii, atâta putem să cumpărăm niște să ne recrutez, să-mi iau niște ajutoare, știi ce zic? Ia. Uite, pot să le iau pe Charles, John. Îmi dă doi deodată sau ce? Uite, recrut Charles. Ah, nu. Recrut Charles. Unde e Charles? Deci Charles ce face? Build a bridge to recruit Charles. Aici scrie în franceză. And John. Ok, dă-i încoa. O să deci nu. Ah, aici. 300. Cam multicel și nu înțeleg unde sunt. Unde să ia, bă? John și Charles. Ok, hai să vedem mina. A, ne trebuie încă... A, dar avem lemn. A, cred că ea sparg lemn sau ceva. Mâncați, aș gura. Ia. Da, mă, ea cred că sparg lemn. Deci e foarte bine. Hai să coborăm mina. Sunt foarte curios să văd și cum e această mină. Și aveam aici și un recrut, tot la fel pentru mine, dar nu poți să-l cumperi. Build a mine to recruit... A, vine la pachet cum ar veni. Și ăsta la fel. Lauren. Buy the pigs to recruit Lauren. Păi unde e Lauren? Sau e doar așa fictiv? Trebuie să ne imaginăm că acolo ar fi Lauren. Ok. La fel și cu John și căcatul celălalt. Aici trebuie să facem level 3 la bază. A. Deci cam așa arată treaba, bă, dacă-mi și arată NPC-urile astea. A, uite, bă, pe ăștia. Vedeți? Ia uitați-l pe ăsta. Oamenii mei fac treabă. Unul sparge aici niște bușteni, unul ceilalți bușteni, n-am văzut ce mi-a apropie ecran. Și deja ce că joc de 32 de minute, bă, pe bune, joc de 32, nici nu am simțit parcă. Ce mai putem să facem aici, nu mai putem să facem nimica. Aici ne trebuie 100 de fier și 10 fân, cred că e ăla. Nu știu exact, dar de unde luăm fier? Asta e întrebarea mea. Oare putem să cumpărăm fier? Adică dacă putem să vinem, oare putem și să cumpărăm? I don't know. Ia să vedem. Build a bridge. Trebuie level 3. Cum face level 3? Cred că tot așa. Îmi trebuie fier 100%. Pentru că nu-l văd fierul și nu-l văd nici pe Lauren. M-am mințit așa cu Lauren când mi-au zis de ea. Dar uite, ne trebuie 100 fier. Fucking hell. Ia, pe aici pot să iau ceva de aici? Nu pot să iau nimica. Mine level 1. Hai să cumpărăm. Level 2. Ne facem treaba de la început ușoară decât să spargem la level 1 degeaba ca proști. Mai degrabă spargem la level mai mare. Și ce o să găsim... nu știu ce minerul ar putea fi acela. Ia să vedem. Asta ce că e cel mai scump, nu? Mamă, uitați-vă cât lemn facem. Desparg oamenii mei acolo la lemn de... Nebunesc lemnul ăla, ia să vedem, spargem așa puțin și hai să vedem acolo că
cât putem vinde. Ia. A, nici nu putem vinde sau cum? Deci am cumpărat eu unul de 10, hai să dăm 10. Mamă, vezi că dă, deci 10 cred că e un fel de 100, cea de genul. De 10 bucăți din alea înseamnă 100. Și fier de ce nu puteți să pună, fii atent. Bă, stați așa că acum am primit o idee, cred că fierul acum îl găsim în mină, mă. Ia, ăsta pot să spargă aici. Deci nu dă fier. Cred că fierul e ăsta din stânga, mă, mâncați așa. Nu e nici ăsta fierul. Ăsta? Uite, mă, ăsta e fierul. Vezi, acum m-am gândit, mi-am adus aminte, bă, ăsta e așa că eu am o mină. Și mina respectivă am văzut mai multe minereuri, deci e posibil să fie aici fier și chiar este. Păi, e interesant rău de tot tycoon-ul ăsta. Doar că cel mai aiurea lucru, să zicem așa, este că trebuie să... Trebuie să... Tot procesul, adică facem în acest episod ceva și tot procesul se duce pe apa sâmbetei, iar apoi trebuie să vină episodul viitor cu procesul pe care îl vedeți voi astăzi, știi, sau puțin mai evoluați. Adică să fac din nou, să joc aici o oră ca să fac totul de la capăt. Ceea ce este destul de annoying, pentru că, bă, îmi place tycoon-ul ăsta, dar mi-ar plăcea dacă aș putea să-l termin din prima pe tot, știi? Doar că e cam lunguț. Dacă era o leacă mai scurt, era mai bine. Dar e mai bine că e mai lung pentru că e altfel de tycoon, știi? N-am mai jucat până acum așa ceva, deci este mult mai interesant. O să dăm aici la fierul ăsta și revenim când dăm upgrade la level 3 la fermă. Facem ultimul upgrade cu... Nici nu mă interesează materiale pentru că le facem imediat. Și se face în... Gen într-un minut se face upgrade-ul. Aici noi putem să ne cumpărăm, uite, fân, am uitat asta. Deci cred că o să merg acolo să văd o leacă de fân. Și hai să mai cumpărăm ce ne trebuie, știi, ca să nu mai fac 100 de drumuri. Aici îmi trebuie ceva, chiar nu înțeleg ce e, un cazan ceva. Deci 10 cazane din alea, 10 fân. Aici cred că e gard, știi, să îngrădim asta sau. A, buy land, 5.000 ne trebuie, nu, nu facem asta. Asta dacă e în episodul viitor, după ce să mai investim noi o leacă. Ăsta, bile pet, nu știu ce, nu mă interesează acum. Aici avem de ăsta de hunting. Și ce mai mă interesează e ăsta, portul. Dar de ce nu apare? Cred că trebuie să se fac, să, cred că trebuie să completeze la tot. Așa că hai să mergem noi o leacă până în oraș, să zicem așa. Mergem până la oraș, până la târg. Deci am fost acum la orașul ăla și nu apare deloc ce îmi cere aici. Nu mi-apare căcatul ăsta. Bă, nu înțeleg ce trebuie să facem. Mai să vedem aici o leacă, să vedem dacă mai facem aici ceva. Uite, aici ne trebuie 5.000 gold în primul rând, 1.000 fier, 1.000 piatră. Buy a pig first. Încă un pig. Ok, să mai cumpărăm un porc. Mai cumpărăm porci, nu e nicio problemă, dar de unde? Dacă voi îmi ziceți de unde cumpăr porci, eu cumpăr tot ce vreți voi. De aici mai cumpărăm ceva, un ponton. De aici avem calul. A, uite aici, mă, porc. Bă, de-o stâmpit, mă. Eu nu sunt atent absolut deloc la ce fac. Oh my god. Oh my god, băieți. Nu sunt deloc atent la ce fac aici. Trebuie să depun un pic mai mult efort vizual și tot, gen, să mă implic mai mult în aceste videoclipuri, nu-i așa? Uite, need corn. Păi de unde luăm corn? A, uitați-vă și voi, băieți. De aici luăm porumbul. De unde aș putea eu să-mi dau seama că de aici e porumb, nu înțeleg. Adică, a, de fapt arată, mă, dar pana mea, de unde să știu. Și ne mai trebuie încă ceva, adică trebuie să mai fie pe aici ceva iarbă din asta, pe care putem noi să o spargem și să ne dea cine mai trebuie, nici nu știu cine mai trebuia. Aici e ceva, ia să vedem, poate e ceva secret. Nea, nu e nimic. Deci acum cu ăsta ce putem să facem? Hai să vedem o leacă, ia. Uite, aici putem să luăm, uite, feed the pig. Și cu cine ajută dacă noi hrănim acești porci? Nu ajută cu nimic, ne consum mai degrabă astea, hai să mai luăm încă o leacă. Și parcă aici trebuia noi să cumpărăm, ia. Ne trebuie aici cornul? Nu. Aici ne trebuie. Nu, aici ne trebuie fier. Mai era un loc unde ne trebuia... De asta, mă, ne trebuia porumb. Unde era, bă, ne trebuia nou porumb? Aici nu are legătură. Bă, frate, era un loc unde cumpăram porumb. Bă, e foarte încurcat. Foarte încurcat joculețul ăsta. Mai pot să cumpăr, dar nu mai pot. Bă, dar uite pe Jack. 300.
Ia, Jack, fă manevre cu cai. Uite aici mai puteam să mai bag. Ah, uite mă. Dacă bag aici, îmi dă niște din astea. Încă una mai trebuie. Bun, 8. Și acum pot să cumpăr aici? Nu, aici pot să cumpăr. Perfect. În sfârșit am dat și eu de cap. Deci am dat de cap la prostia asta. Și unde e? A, se face, se construiește, bun. Aici ne trebuie de astea. Și probabil din astea, gen prostii din asta, de fân. Cred că o să o luăm de aici, de la ferma care se construiește în acest moment. Construi ferma, o luăm și pe asta de aici și cred că ăsta o să fie videoclipul. Mai mult de atât nu mai pot să fac un clip. Adică o să fac, dar nu vreau să intru prea mult în detalii pentru că după aia, na, e foarte iurea. Dacă intru foarte mult în detalii, pentru că oricum trebuie să închid videoclipul și nu mai am ce face. Uite, pick up herb. Ok. Dar de ce mi apare cât colectez? Nu mi apare, vezi, ia, ăsta pot să le iau acum? A, ne trebuie fier. Deci, pe lângă că ne mai trebuie o leacă de din asta, de fân, ne mai trebuie și fier. Ok. Luăm fân. Mai dăm niște din astea, pentru că știu și astea la ce le pot folosi. Astea încă nu știu nimic despre ele. Uite, mi-a făcut ăsta mai mare, vezi? Cred că putem să mă upgrade la fermă sau ceva. Cel mai probabil, ia. Dar nu mi-apare vreun buton. Dar oricum, chiar cred că o să putem să mai upgrade la fermă. Hai să mai luăm astea. Bam. Hai să mergem acum, ca să nu stau afeca iurea. O să mergem și o să cumpăr următoarele poduri. Mai am două poduri de cumpărat, unul în dreapta și unul în stânga. Pentru că sunt curioși acolo ce putem să facem, gen. Cu cine aș putea. A, pardon, scuză-mă pe mine. Și aici ne trebuie materiale. Și aici la fel. Abia acum pot să cumpăr pe Lauren. Dar de ce abia acum? Uite-mă pe Lauren aici. A, deci porcii ăștia de aici trebuia să-i cumpăr, frate, nu ăla de acolo. Ea n-au treabă. Ea sunt altfel de porci. Ăștia sunt porci domestici, ăștia cred că sunt mistreți sau ce naiba. E un porc mai nebun. Cred că e porc mistreț. Că am cumpărat acum și minerul. Uite, pot să cumpăr și pe ăsta. Hai să cumpărăm și pe ăsta rapid, pe Nicola și Andre. Acum mai putem, uite, putem să cumpărăm. A, l-am cumpărat pe Jack. Și acum o cumpărăm și pe femeia asta. Sau de fapt în episodul viitor o să cumpărăm pe ăștia doi. Ce ne-a mai rămas. Hai să vedem ce face treaba aici minerul. A, minerii. A, deci dau și la piatră. Aba, nu. Aba, da, uite, aici e piatra, acolo e fier, ok. Asta chiar e destul de interesant. Și acum ce voiam să facă, nici nu mai știu. Uite, ăștia aici culeg ce vor ei, gen aici culeg și cred probabil îmi vin mie în inventar. Aici, ok, putem să cumpărăm. Și, de fapt, cred că o să vedem pe bunicuța asta în acțiune și în acest episod. Să vedem cum arată și încheiem episodul, pentru că deja am făcut foarte multe chestii.